Începând de astăzi, prin ordin al Ministrului Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Buzău va fi condus de Geta Burducea. Aceasta a fost delegată să coordoneze învățământul buzoian până la organizarea unui concurs, după ce fosta generală Florina Stoian a fost demisă printr-un ordin emis la jumătatea lunii trecute. Geta Burducea și-a preluat de astăzi atribuțiile și a convocat o ședință pentru a le transmite colegilor noile directive. Mi-a lipsit activitatea de aici și consider că atâta timp cât am desfășurat activitatea în inspectorat a fost una bună, recunoscută și de colegii mei și chiar și de minister, și ca urmare am spus că este o nouă provocare și o să încerc să fac tot ce depinde de mine pentru ca lucrurile să meargă în continuare la fel de bine. Am avut o primă întâlnire cu colegele mele inspector general adjunct, apoi cu colegii din inspectorat. Am stabilit ceea ce se va întâmpla în această săptămână, în perioada imediat următoare, așa cum vă spuneam, pentru a asigura începerea anului școlar în bune condiții. Sunt puse la curent cu toate problemele care au fost în ultima perioadă, cu examenul de bacalaureat, știți că s-a încheiat acum și sesiunea de toamnă, contestațiile, mișcarea de personal, trebuie să asigurăm resursă umană pentru 11 septembrie, ca atunci când copiii se duc la clasă să aibă și profesorii respectivi. O să merg prin școli să văd acolo unde sunt probleme de igienizare, de avize sanitare, să vedem cum putem ajuta. Geta Burducea a fost nominalizată în urma unei selecții organizate de Ministerul Educației. 5 persoane și-au trimis CV-urile spre analiza ministrului, printre care inspectorul școlar general adjunct Nela Vamsidel, colega sa adjuncta Daniela Palcău, fostul șef al ISJ, Geta Burducea, inspectorul școlar pentru învățământul primar Ionela Voicu și profesorul Dumitru Sândulache de la Colegiul Agricol. Geta Burducea va ocupa fotoliul de inspector școlar general până la organizarea unui concurs, însă deocamdată nu a decis dacă se va înscrie în această cursă. Nu știu să vă spun exact ce urmează să se întâmple. Știți foarte bine că doamna Stoian a contestat această decizie a Ministerului, ordinul de ministru. Nu știm ce se va întâmpla. Eu știu doar că împreună cu echipa de la Inspectoratul Școlar vrem să asigurăm în prima etapă începerea în bune condiții anului școlar. Ce se va întâmpla cu un concurs, cu eventuală participare a mea, este prematur să vă spun. Geta Burducea s-a mai aflat la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Buzău începând din 2012 și până în 2016, atunci când a fost înlocuită cu Nela Vamsidel, devenită ulterior general adjunct în urma concursului organizat de minister.